Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Se numește Dimineața pe Răcoare. Dumneavoastră sunteți al doilea om care face sport din domeniul public și noi vrem să vă adresăm câteva întrebări legate de activitatea dumneavoastră sportivă de dimineață. Spuneți-ne, vă rog, de cât timp ați început a alerga? Am început să alerg în luna decembrie anul trecut. Mai mulți prieteni de mei alergă și am zis să le să încerc și eu să le cer asta. De ce toată lumea alergă? Și pentru dumneavoastră aceasta este o practică obișnuită? Da, de obicei, de două ori pe săptămână, chiar și iarna, când a fost posibil, când condițiile meteo erau ok, am alergat și iarna. Care este cea mai mare distanță pe care ați parcurs-o? Am alergat semi-maratonul, deci pregătindu-mă de semi-maraton, am alergat 22 de km. Și alimentația dumneavoastră a avut de suferit din cauza asta? Nu, eu mănânc ca un om normal care pot ce vreau. Pentru asta și alerg, de fapt. Spuneți, vă rog, vara dumneavoastră alergați prin parc, dar iarna mergeți la sală? Eu merg oricum la sală, chiar și vara, dar obișnuiesc să alerg afară, atunci când e posibil de alergat afară, pentru că sunt tot o altă senzație, chiar și iarna. Dumneavoastră alergați singur sau mai veniți cu familia să alergați? De cele mai desori singur. Familia dumneavoastră nu se ocupă? Nu, soția tot alergă, dar ea aparte. Nu atât de dimineață, da. Toți știu de campania Oleg Lasă Fumatul. Se pare că îndemnul prietenului dumneavoastră a funcționat și dumneavoastră ați început un mod sănătos de viață. Spuneți-ne, vă rog, a fost greu să lăsați acest obicei dăunător? Vreau să concretizez. Atunci când s-a pus presiune publică pe mine să mă las de fumat, eu nu m-am lăsat pentru că am vrut să le arăt că nu sunt șantajabil, dar am lăsat când am decis eu să las. Și de data asta a fost ușor. Știu că practicați și tenisul. Cât timp acordați acestui sport? Din păcate nu mai fac tenis. Medicii mi-au zis mai bine să alerg. Dar dumneavoastră vă informați în privința tenisului moldovenesc, din câte da, știu. Da, sigur. Și aveți pe cineva... Nu pot să nu scot în evidență rezultatele bune al lui Radu, care a jucat la Wimbledon de anul ăsta. Adică urmăresc, sigur. În afară de tenis și alergat, mai aveți și un alt tip de sport pe care îl preferați? Da, joc fotbal. Doar jucați sau vizionați? Da, și vizionez, sigur. Și care este echipa dumneavoastră preferată? Din cele care au rămas? Da. Am mai multe echipe care îmi plac, dar am vrut să câștige Italia acest campionat. Și în campionatul, Liga Campionilor, campionatul... Da, sunt fan Barcelona. Barcelona. Am văzut pe Facebook.
de fapt. Știu că fiul dumneavoastră este campion la karting. Pentru el este un hobby sau o activitate mai serioasă? Da, este una din micile lui plăceri. Este pasionat de tot felul de mașini de când era mic și acum a ajuns să fac pasiunea din să le conducă. Dumneavoastră nu vă este dor de politică? Nu cred că politica este ceva ce poate să fie dor. Ce mesaj aveți pentru cei care încă nu s-au apucat să se ocupe de sport? Nu știu de sport, dar este o plăcere să alergi dimineața pe așa timp în parc. E indian să fac acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Frin, pentru acest interviu acordat. Vă mulțumesc că ați acceptat mica noastră provocare. Eu vă doresc și în continuare să aveți parte de o viață activ sănătoasă, să practicați sportul cât mai mult și sănătate în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc pentru succes. Interes.